sau nu. Din punctul meu de vedere, Marian Munteanu este candidatul pe care Partidul Național Liberal și-l asumă în totalitate, cu toate chestiunile pe care unii încearcă să le dea o anumită interpretare acum, și am să spun două chestiuni, pentru că prevăd la ce, sau m-am gândit că trebuie să răspund la ceea ce înseamnă Marian Munteanu pentru noi, pentru Partidul Național Liberal. Înseamnă libertate, în primul rând. Dacă libertate este un cuvânt pe care lumea l-a uitat în 90 și nu mai descoperă în 2016, cel puțin de două luni de zile de la decizia Curții Constituționale, toată lumea vorbește în țara asta de libertate și de drepturile noastre. În ceea ce privește acuzele că de naționalism sau chiar de extremism, pe mine mă cunoașteți. Și eu sunt un bun patriot, sper că nu-mi reproșați nimic, și eu îmi iubesc țara foarte tare, și eu câteodată am accente în care am accente de intoleranță ca orice om, dar dacă nu am călcat legea, nu sunt decât un bun român. Marian Munteanu este un bun român. Cei care îl acuză de lucruri care sunt în contradicție cu legea, să aducă dovezi.